Hai să vedem ce pildă ne-a pregătit Lidia. Încerc să o dau așa cum este ea. Sunt legea celor trei lucruri. Se numește. Sunt trei lucruri care nu se întorc niciodată înapoi. Timpul, cuvântul și șansa. Corect. Trei lucruri pe care nu trebuie să le pierzi niciodată. Liniștea, speranța și cinste. Trei lucruri pe care sunt foarte prețioase în viața unui om. Iubirea, familia și prietenia. Trei lucruri care nu sunt de siguranță în viața unui om. Este puterea, norocul și situația. Pe care nu te poți baza. Adică trei lucruri pe care nu te poți baza. Trei lucruri care arată omul în sine cum este. Este munca, sinceritatea și succesul. Trei lucruri care distrug omul. Este alcoolul, mândria și răutate. Și trei lucruri pe care nu ar trebui să le uităm și să nu ne fie greu să le spunem, sunt: eu te iubesc, iartă-mă și ajută-mă. Foarte frumos și foarte adevărat. A trebuit să le reținem. Așa încheiem Adevărurile Ascunse, doamnelor și domnilor, ne revedem săptămâna viitoare.